Inițial, reconstituirea a început la blocul unde locuia criminalul, acesta arătând în fața blocului cum a procedat cu victima, respectiv faptul că ar fi omorât femeia în mașină, după care a transportat-o în cada apartamentului, unde a secționat-o, menționând că a și violat-o în autoturism, fără a preciza când a avut loc această infracțiune cu femeia în viață sau după ce a ucis-o. Ai cu blocul? Da. Unde ai parcat mașina? Ai parcat mașina? Și cum ai? Și pe urmă cum ai luat-o? Nu e pe-ndreaptă și nu poate. Nu era pentru unde era mașina? Dă-și-te mai tare! Se aude răspunsul de tine, da? Era pe locul din gata. Și ai luat-o în brațe. Procurorii au toate indiciile că acesta este criminalul. A descris în mod detaliat activitățile pe care le-a desfășurat din momentul în care a luat victima la ocazie până în momentul în care a aruncat fragmentele de cadavru. Au apărut elemente noi? În acest moment nu. Ce pot să vă spun este că estimăm cam la 2 luni de zile durata acestei anchete. Așteptăm rezultatul expertizelor ADN și a celorlalte expertize pe care le-am dispus. Săptămâna viitoare va fi transportat la Spitalul Penitenciar Jilava în vedere efectuării unei expertize medico-legale psihiatrice. Tânărul își regretă acum fapta. Polițiștii spun că el conștientizează că și-a distrus viața. Ca orice om care mai are totuși un pic de rațiune, la un moment dat își dă seama că ceea ce a făcut n-a fost tocmai în regulă, poate nici creștinește și într-un final ajunge să colaboreze. În experiența dumneavoastră, cum l-ați simțit? Îi pare rău? Da, are momente când îi pare rău, dar și momente în care gena infractorului persistă. Pentru că aș vrea să știți că are multe fapte, poate unele neprobate, nedovedite, dar are. Reconstituirea s-a încheiat în mai puțin de o jumătate de oră, Florin Mânzăraru fiind dus la București în arest, iar ancheta în acest caz continuă.